Astăzi vom vedea cum au murit youtuberii pe hărțile lor de Minecraft Hardcore. Și vom începe acest videoclip cu Sneak, care a mai apărut în această serie de morți ale youtuberilor. Este un live al lui făcut acum 3 ani. Și hai să vedem ce s-a întâmplat, pentru că sunt foarte, foarte curios cum a murit. Unde-i dragonul? M-a văzut ăsta. Ia să vedem. Ok. Ai grijă, câine, s-ar putea să mori. Băi, cu cățelul Nand. Ok, vrea să-și pună pumpkin pe cap. Ia să vedem ce s-a întâmplat aici. Nu văd nimic, ești prost. Mamă, dar ce melodie intensă. Ok, bun, hai să o vedem, hai să vedem cum o facem. Mamă, i-a aruncat de la. Aruncat de la de pe, după el. Ok. Ok, a nimerit unul de la de sus. O, știi ce am văzut? Cred că i-a mai dat încă o lovitură dragonul, dacă ne uităm atent. Bun! Nu! Uite, fix aici, fix aici în față. A primit o lovitură și a început să-și ia damage. Nu! Și rip, bă! Ia să-i vedem reacția. Mamă, săracu. Ce să mai zici? Nu mai zici nimica. Bă, s-a blocat. Mai e nici acolo sau a murit? A murit și în realitate și pe joc. Doamne, săracul efectiv n-are nicio reacție. Cum? A murit? Pot să știu și eu cum a murit el în ciodat. Bă, da, nu prea-ți dai seama pentru că avea bloc în față, dar el dăduse practic scuipătura aia fix lângă el și a început să ia damage. Chiar dacă nu-i apăreau particulele, era scuipătura fix lângă. Dragon Magic. În ciodat. Da, cred că greșeala pe care el a făcut-o e că s-a baricadat acolo și că n-a mai putut să iasă. Aia a fost greșeala pe care a făcut-o. Dar n-a fost rea ideea, oricum. 3 ore degeaba, bă, că bine ziceți. 3 ore degeaba. Aaa, și știi ce a făcut? El practic, live-ul acesta a creat harta de la zero. Și practic ca să bată dragonul la finalul hărții, să zicem. Așa, foarte, foarte tare ideea. Poate o să facem și noi odată genul speedrun de genul cu hardcore, pentru că e mult mai greu cu hardcore decât pe survival. Mai departe îl vom avea pe lectură, care se juca împreună cu Bercea pe o lume de hardcore. Ea a avut mai multe lumi pe parcursul anilor de hardcore, dar uite că a mai găsit încă o moarte a lor pe această hartă. Vedem că era într-o mină și s-a uitat la Enderman. M-a uitat la un Enderman. Mamă, rip. Ajută-mă! Uite la Bercea, nu faci nimic! Ajută-mă că mă omoară! Doamne, dă cu arcul! Muri! A murit aici! Sunt mort! Bă, grasule, bă, ajută-mă cu sabia, bă, nu cu arcul! Bă, are dreptate! Bă, și ce să-i fac? Bă, tu știi că cu arcul, cu arcul, în primul rând, nu poți să-l nimerești! Da, odată ce tragi cu arcul după Enderman, practic acesta fuge, nu poți să-l nimerești. Eu ce s-a supărat! Și nu puteai să ajungi? Eu cum trecui din partea aia încoa? Aveai un diamant la tine? A, era mai important. Omul meu și-a pierdut harta. Efectiv a murit și pe Bercea interesa dacă mai are diamant. Bă, n-ai cum, prea penal. Uite, s-a întors cu spatele, mă, nu se mai uită la clip. Bă, grasule, bă, dar de ce ești prost, bă? De ce ești prost că mor pe tine când te văd așa prost? Dar ce vrei, mă, că era aici, dacă cădeam la vârf și pierdeam diamantele? Toamne, ce nebun! Păi, dar erai la 2 metri de mine, în primul rând puteai să sari fără să faci nimic și tu stăteai să tragi cu arcul un Enderman. În primul rând nici nu poți să tragi cu arcul un Enderman. De ce? Pentru că nu poți! Ce s-a supărat! A picat și în lavă! Ia de știu că moare! Cred că moare și Bercea! Fie de știu că moare, fie de știu că moare! Și acum vreau să vă pun și o întrebare, că doar ne uităm la aceste hărți de hardcore. Mai vreți să facem o serie de hardcore? Pentru că toată lumea mă întreabă, bă, când mai postez hardcore, când mai fac o serie de hardcore. Și dacă lăsați multe, multe like-uri la acest episod și vă văd acolo în comentarii că vreți mulți o serie de hardcore, poate să ținem cont și o să mai facem încă una, poate chiar mai devreme decât vă așteptați. Dar asta ține doar de voi. Uite, s-a dat înapoi, pe survival să-și ia itemele. Mă uitai din greșeală la el, tâmpicule. Poți să faci chestia asta dacă îți dai open to lan.
Și nu puteai să treci în puii mei. Mamă, ce s-a supărat. Băi, eu cum trecui, mă? Cum trecui? Eu din partea aia veni eu, în primul rând. Dar într-un final văd că au găsit și ceva diamante. Cred că au continuat seria asta, sincer să fiu. Chiar dacă e hardcore, n-a mai contat. Am murit și v-am zis că puteți să vă dați înapoi itemele și așa mai departe pe hardcore, ceea ce nu prea e corect, dar poți să faci chestia asta. Mai departe ne vom uita și noi un youtuber mai micuț. Este de acum 6 luni această moarte pe hardcore și chiar sunt curios cum a murit acesta, pentru că poate chiar e un jucător foarte bun de Minecraft. Văd că s-a dus într-un bastion pe finalul episodului, ok, și cred că aici se întâmplă marea greșeală și bă, bastion nu e destul de greu, adică e foarte, foarte greu să lutezi un bastion dacă nu ești atent și dacă n-ai itemele corespunzătoare. Ia să vedem de unde începe. A picat în lavă. Nu se poate. L-am împins iar. Bă, tu vrei să mă omori aici? Da. Ce-a făcut, mă? Cum a murit? Cum v-am spus de la bun început, nu o să fakeuiesc nimic cu această hartă. Nu o să stau să... Da, uite, el n-a făcut ca și lectură, dar a fost corect, a fost corect. Nu s-a respawnat după aia, dar n-am înțeles cum a murit. Ok, a picat în lavă și a făcut viața. Vrei să mă omori aici? Ia să vedem. Și-a scos armura, mai avea 3 inimi jumătate și a venit un piglin lângă el și a dat bucate. Ia uite. Bum. Doamne, ce moarte. Ce o moarte nașpa, frate. Bă, chiar îmi pare rău pentru că și-a scos chestplate-ul ca să-și pună elitra, cel mai probabil. Bă, și mă uit așa, cred că avea chestii destul de interesante. Cred că a și bătut dragonul episodul ăsta. Da, uite, bătuse și dragonul aici. Deci a făcut destul de multe chestii episodul ăsta. Bă, și să murge într-un bastion, frate. Bă, cât de nașpa. Mai departe avem tot așa un youtuber mai mic, îl cheamă George Stroie. Îl știu că se mai juca pe serverul meu de Minecraft mc.gratorii.ro, pe care puteți și voi să vă jucați, să faceți live episoade și așa mai departe. Chiar mă bucur când văd abonați că fac treaba asta. Și George făcea chestia asta cu Survival Games și a avut o serie de hardcore. Hai să vedem ce s-a întâmplat și cum a murit acesta. Și când au de el și îl bat, nu-mi dă nimic, efectiv. Deci așa se întâmplă mereu. Ia să vedem, s-a urcat pe muntele ăsta. Ok. Și nu. Doamne. A, da, direct rage quit. Nu se poate așa ceva. A, da, direct rage quit. Mamă, și a stat 2 minute, a plecat 2 minute din clip, efectiv. N-am mai stat, tot clipul a plecat. Așa e tot clipul. Doamne, ce s-a spurat George, nici că s-a mai jucat mai grav, cred că după. Și cred că era și live, e posibil, e posibil să fi fost și live. Dar nu știu, frate. Bă, cred că el a avut impresia aici. Eu cred că a avut impresia că asta e fix lângă și că o unește cu ceva. Și n-a văzut. Dar a stat o secundă și cred că pur și simplu l-a fost atent. Dar a fost nașpa, avea iteme de diamant, level. Și nu cred că avea Feather Falling. Cred că asta era chestia. Dar uite, avea chestiile enchantate. Cred că dacă avea Feather Falling, hai să ne mai uităm puțin cât de mult a căzut. Dacă avea Feather Falling, eu cred că supraviețuia. Dar nu a avut Feather Falling. Sau o găleată cu apă, să fi pus MLG repede. De-aia e bine să ții mereu o găleată cu apă la tine. Dar, George, din păcate ai fost puțin ghinioiți la partea asta și uite așa și-a pierdut lumea de hardcore. Hai să vedem pe băiatul ăsta cum își pierde lumea. Mamă, a picat direct în lavă, bro. Ia uite, bă, bate patul. Bă, ce face, mă, la patul ăla? Ia uite, se bate cu peretele. Ia să vedem ce face acest băiat. S-a dus și la minat, ok. Oh my god, mamă, 2 creeperi. A plecat, s-a adus. No! What? Ținea shield-ul și a murit. Cum e asta? No. Cum, frate, a murit dacă avea shield-ul? No. Ia să vedem. Mamă, i-a picat grave-ul și a rămas sub lavă. Nu pot să cred, ce am lucky, bro. Ia uite pe XQC. Ia să vedem. Nu! A trecut pe aia și nu pe sus, ăsta e prea mic. Ia uite, mă, cum țipă. Doamne, săracu' SQC. Nu știa că trece pe aia și pe acolo. Doamne. Ia PewDiePie. Ok. Mamă, făcea o fermă de scheleți aici, cred. S-a dus în sus și a picat fix în ferma lui. Fiți atenți. Doamne, cum, bă, să pățești așa ceva? După 5 ore de hardcore, era în ora 5 și a murit. Mamă, ce-a țipat! Ține scutul! Nu, dar trebuia să ții scutul, bro! Mamă! Iar ăsta cu patul!
S-a aruncat în pad, mă. A început să plângă. Bă, a început să plângă, mă, nu cred. Ia să vedem, iară XQC. E și el în Nether, a luat foc. Mamă. Nu-l văd bine deloc. Și-a aruncat pickaxe-ul, Doamne. E mort. Nasol. Nu cred, bă, cum a picat, n-ai cum. Ia, își pune litra? Bă, n-a apucat, mă. Bă, respect pentru shader la băiatul ăsta. Dar a murit. A murit. Ia să vedem, s-a dus în portal. What? What? Bă, cum a picat? No. Really? Bă, cât de nașpa. Bă, cât de nașpa. That's the worst. Bă, și nici băcar n-a fost vina lui, s-a buguit acolo și efectiv a murit. Bă, cât de nașpa. Ia să vedem pe Dan TDM. Opa, a jucat cu moduri. Mamă, și l-a prins în cușcă? Ce tare e modul ăsta, zici că e în Captive Minecraft. Mamă, săracu. A murit, rip. Fii atent că și ăsta moare ciudat. Ce-a făcut, mă? E mort. Anomaly, ce-ai făcut, mă, tată, mă? Ia să vedem pe XQC. Bă, da, a avut ăsta hârz la Minecraft. Ia uite cum a dat. Mamă, și de data asta a fost super mare ghinion. Avea level 69, bă. Doamne. Doamne, cum a murit. N-ai cum. Hai să vedem și pe Pokimane cum moare. Nu cred că s-a băgat în lavă. Nu cred că s-a băgat în lavă, frate. Trebuia să stea doar în spate să pună un bloc. Ce nașpa. Asta ce-a făcut, mă? A intrat și a murit. Era Pokimane, ok. Deci s-a jucat de mai multe ori Minecraft. Este foarte low, e și seară. Cred că... Oh my god. Doamne, a picat creeper-ul cu ea. Bă, n-avea atât de multe iteme, dar totuși. Ok, ăsta e la un raid. Și ce repede a murit. Mamă, se țipe așa. Ia să vedem pe Tommy. Era în Nether. Mamă, ia uite cum a venit ăsta lângă el. Doamne, nu mai scap de aici. Na, n-avea cum să scape de aici. Ce ghinion. Hai să vedem pe George, not found. Probabil mulți îl știți. Mamă, ce bucate și-a luat. Doamne, de la Iron Golem. Pentru că era un bloc acolo fix lângă și putea să-l atingă. Doamne, cum a picat ăsta în lavă. Săracu. A spart masa. Ok, sparge un copac. Bum, a bubuit creeper-ul în spatele ei. Se juca și ea Minecraft. Și a făcut pisica ceva și a picat în lavă, nu pot să cred. Din cauza pisicii. My cat freaking killed me. Doamne, din cauza pisicii a murit. Bro, creeper-ul era în spatele tău. Mamă, săracu. Ia uite ce țipă. Îl împinge. Îl împinge 100%. L-am pins. Salut. Și de asta e bine să ai o găleată cu apă la tine. E bine, cam acesta ar fi episodul. Vreau să spuneți în comentarii care vi s-a părut cea mai amuzantă moarte din acest episod. Eu am fost Sinner și să aveți grijă cu hărțile voastre de hardcore.